Ce doia, ce doia, o dă joc cu celălalt. Ce bine mă înțeleg cu ei. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vom juca Stray. Aștept jocul ăsta din... De când am văzut trailerul? Cum ar fi fost să-l visez înainte? De când am văzut trailerul ăsta și credeam că o să fie doar pentru PS5. E un joc în care ești o pisică. Mai multe detalii nu știu, dar vă invit să facem lucruri de pisică în prima oră de Stray. Bam! New game. Bine că nu este nivel de dificultate, că m-aș fi simțit obligat să-l dau cu maxim și iară mă bucuram după aia de joc. Ia uite ce am aici, watermelon. Nu mai este. S-a dus, să-mi bag pula. N-am mai fumat țigări de 24 de ore. Record mondial, mulțumesc frumos. Nu, asta n-are nicotină, mă, nu mai vorbiți prostii. Ia uitați-vă, aici sunt în The Cat Cave. Eu și frații mei pisici. Mă așteptam să... De fapt, cine să vorbească cu pisică? Da. Bravo, Corvin. Nu, pur și simplu, asta sunt eu, pisica. Zici că stau așa. Ia câtă, mă. Dragile mele pisici, și ne-am adunat astăzi aici. De ce până mea vorbesc cării mea astăzi? Ce facem aici? Aceasta sunt eu, pisica. Mă numesc pisica Stray. Nu, Stray înseamnă... Ce înseamnă? Ca un fel de... vagabond sau ceva așa, corcit. Ia uite. Putem să facem ce face o pisică de obicei, extraordinar. Și acum să-mi fută una, să mă moare, să mor. Bă, da, n-am mai jucat așa ceva până acum și îmi place. De-abia aștept să văd peste ce peripeții o să dau. Am văzut că sunt niște oameni cu cap de televizor sau ceva în genul ăsta. Tu, doamnă pisică, te provoc la duel. Dar unde suntem? În ce viitor distopic? Numai ploaie, fulgere și overgrown vegetation. De ce vorbesc așa? Credeam că și puteam în pasta la cum stătea acolo. Și de ce trebuie să mă despart câte felul pisicile mele? O, nu. Iar acum vă provoc să luăm lumea la pas. Sau? Zicem pas la asta. Hai că nu mai... Bine, nu mai vorbesc prostit. Să-mi bag pula. Pisicile cad întotdeauna în picioare. Adios. Nu pot să sar. Am fost ceva. A, trebuie să dormim? Dormim cu celelalte pisici. Văd că toate s-au pus la somn. O, nu. Cred că o să fie răpite. Pisicile mele, dragi. Sau? Am jucat prea mult Mario. Hai mă, zic că mai iese, mă. Fain să delirezi, să vorbești singur în camera. Asta fac de 9 ani. De unde pula mea s-a încărcat și este amul? Cred că jocul ăsta te face să vrei să fii pisică, nu furi. Bă, ce vă gândiți la prostii? Pisică, am zis. Până acum nu înțeleg care o fi mistrii. Ce are față de om? Mi s-o imprima pe retină și acum o să am coșmar cu fața aia de pisică. Ia uite. Inside the wall. Asta e scris. Ce fel de scris e? Scrisul pisicilor, probabil. Prostul de mine. Pare a fi un clan organizat. Pare că ele știu ce fac. La un moment dat o să avem ghiozdan și din alea. Pare curios să... Da, lumea pare abandonată, într-adevăr. Pisicile Akatsuki. Frații mei, sunteți pregătiți să cucerim lumea? Tot timpul mă uit în spate prima oară când mă dă undeva. Haideți să mergem, frații mei pisici. Press left alt, tu miau. Bă, ce fain să-mi bag pula. Nu, uite-te tu, mă. Ce fac eu la 26 de ani? Și n-ar putea să-mi placă mai mult viața. Haideți, pisicile mele. Miau, miau, veniți pe aici. Ia, ce putem face aici? Cam mulța pe prun. Haide, stânga-dreapta. A, zgâriem, pur și simplu. Credeam că încercăm să ne oprim. Gata, am zgâriat și pomul. Ne-am făcut treaba și aici, frații mei pisici, veniți în continuare. Îmi place că suntem un gang.
Să-mi bag pula. Destul de... Putem și noi urca? Putem și noi. Opa! Ia uite! Ce găsim aici? O baltă! Desigur, vom bea niște apă. Băi, fain jocul. Dar-s curios, sunt din pula mea duce. Că la un moment dat sigur rămânem singuri. Nu mai putem să fim cu gangul ăsta la infinit. Acum cum pare eu că ne manipulează. Hai să bem apă și de aici, căci așa de bună este apa. Ne manipulează să ne atașăm de pisicile astea și după aia o să le răpească, așa-i? Că-ți dă sensul ăsta, de, ideea asta de gașcă, așa, și începe să-ți placă de ele, să te atașezi. Sper să nu moară numai. Hai să sărim și noi pe aici. Pisicile mele, dragi, ce facem? Sper să nu moară, mă. Deci dacă mor pisicile, eu mă enervez. Haideți pe aici, dragile mele. Nu ne grăbim, căci viața de pisică este complicată. Acum aici. Și mergem să vedem unde ne duc astea patrupedele noastre. Putem și noi sări pe aici? Extraordinar. Bă, am crezut că o săriți, o sinucis în râpă. Only human personnel only. Dar eu sunt un om. Mă lăsați, vă rog frumos, să intru. Nu mă lasă. Atunci o să merg în continuare, amințit, sunt o pisică. Hold space, do chain jumps. Deci e un fel de Assassin's Creed până acum. Assassin's Creed, zici că am fost ungur. Ia să vedem pe aici, coborăm. Nu a vorbit nimeni până acum. Și nici nu cred că o să fie voce de om în tot jocul. Și asta e foarte de apreciat. Foarte refreshing. Să tacă dracului din gură. Să putem mieuna la comandă. Aici pare că fie o înfundătură. Sau nu, noi ne strecuram pesul, că suntem pisici. Doar fix în pulă. Hold click dreapta to observe. Ce să observăm? Putem da așa un fel de zoom. Să ne orientăm, ok. Păi mai întâi pe aici, apoi sărim pe jos. Ce poate fi așa de greu? Veniți după mine! Miau, miau, frații mei pisici, veniți după mine! Că știu eu calea. O, nu. Cinematic. Se rupe, să-mi bag pula. Și eu, ultimul prost... Nu, mă. S-a dus. Nu, mă. Și uite, așa m-am pierdut de prietenii mei. Săraca, mă, să-mi bag pula. Dar și pisicile alea s-au uitat fără suflet la mine. O pica prostul de Mauritius. Da, așa cheamă cu pisul ăsta. Nu știu, adică am zis. Și-am picat în abis. Se aud ceva mieunături? Mieunături. Sunt foarte prăjit. Sau sale mele numai. Nu, aud ceva. Nu, mă, și-o rupt piciorul, mă. Și l-o scrântit. Mai sunt alte pisici pe aici. Sau este doar un ecou continuu? Nu, mă, săracă, ai s-o rupt piciorul, să-mi bag pula. Hai, du-te că poți. Nu, am leșunat. Atâta s-a putut astăzi. Oare mă salvează vreun om televizor? Sau oamenii sinamici aici? Mi-am revenit și mănânc din gunoi. O, nu. De ce se activează dispozitivele? Inspectorul dispozitiv. Opa, e ceva la poțări, mă. Trezește-te, Mauritius. Acum mi-am dat seama. Seamănă, mă, cu pisica aia de... cum o să numeam? Pisica încălțată? Motan încălțat. Pisica încălțată. Cat in pus in boots, așa, mă. Cu ea seamănă și la culoare și la ochi. Gata, ne-am revenit. Gata, dar nu putem da sprint. Ce facem? Mergem pe aici, pe după roboți, așa-i? Și acum să mă zdrobească, nu mă zdrobește nimic. Se simte ca un joc de pe PlayStation, nu știu. Parcă jocul ăsta nu e făcut pentru PC, așa se simte, n-am cum să vă explic. Iar roboței, ce să știa, mă, niște scarabei, te-am văzut cum a intrat pe un perete. Nu s-au gândit programatorii și animatorii la asta. Oare pe unde acum? Dacă ăștia, oare așa sărim pe aici? Și încă o dată.
Totul pare abandonat. Oh, nu, camera asta mă privește. Salutări și adios. N-ai văzut nimica. Hai să citim regulile. Do not exit the city, stay home. Pandemic protocol. Deci ceva pandemie a pleznit umanitatea. Avoid any contact with other residents. Violating the heavy prison. Deci ceva pandemie a lovit lumea puternic și acum doar pisicile și roboții au mai rămas. Sau, de unde să știm, ceva cu roboții aceștia? Pe unde fug? N-aveau pe unde. Eu chiar îmi imaginez că asta e în capul unei mâțe, tot ce vorbesc eu acum și cu vocea asta așa. Oare unde sunt roboții ei? Nici măcar au altă pisică prin preajmă. Ce se aude? Să-mi iau una. Ce zice? Help? Help, în partea dreaptă. O, nu! Un fel o pisică, probabil. O să mergem după el, să-l ajutăm. Hai să sărim atunci. Sper că nu-i capcană, mă. Pisicile nu știu să scrie. Roboții încearcă să ne atragă? Ce fel de pandemie? Poate e o pandemie artificială, poate roboții au plănuit asta în tot acest timp. Follow me. Asta nu pare activitate normală de pisică. N-am să vă mint. Probabil pe aici trebuie. Că ușa nu pot deschide. O să mă joc cu chestia asta. O, nu. Am luat o găleată în gură. Ia uite, se umple cu apă oare? Drop? Sau nu? Nu cred că se umple cu nimica. Na, și acum vine un puzzle de la blană, probabil. Dar poate că nu. Poate că doar trebuie să urcăm aici, așa, cu găleata. Sau poate că nu. O să lăsăm găleata aici? Perfect. Extraordinar. Am gândit-o de nota 10. Iar acum? Normal. Asta trebuia să fac, numai așa că-s pisică. Îmi pare rău, dar cred că o să le arunc pe toate. Și sper că n-am nevoie de ele încă o dată. Dacă nu ne lăsăm noi. De perseverenți, măi, ca pisică. Ia du-te dracului și tu. Și tu. Și tu să mergi dracului. Dar și tu, numai decât. Perfect. Acum sunt împlinit. Poți să-mi iau. Gata. Ce scrie acolo? Follow me. Dar pe unde să vin? Pe acolo? Nu ajung eu pe aici. Ba da, mă. Ba da, mă, uită. Ale lor pus pentru porumbei. Dar lor pus și antipisică. Și camera asta, vedeți cum e făcută? Astea, camerele astea, așa statice. Opa! Și-am reușit. Nu sunt făcute de obicei pentru PC. Astea sunt pentru controlere. Da, nu zic că e neapărat ceva rău. Eu mă bucur că vin și jocurile astea de console pe PC. Este extraordinare. Am ajuns în ceva apartament, desigur. Dar ce limba naibii scris acolo, mă? Ăștia nu sunt oameni. Ce asta? Putem bea apă din nou. Să ceartă în dreapta. Dar cine dracu ne ghidează, mă? Cred că vrea să ne atragă într-o capcană. O să sărim în găleată, oare? Da. Putem să... ce fain e să-mi bag pula. Auzi ce au zis? Ați auzit ce au zis mâța? O, nu! Oare roboții ăștia spașnici, mă, spașnici sau nu? Iar te-am văzut cum te-ai dus până scări, mă. Ia, să le răsturnăm. Pur și simplu că suntem pisică. Ia să merem atunci pe aici, așa. Cine e aici? Din nou roboții doar. Care fug? O, nu! Ce naiba? Hai să merem să-l pupăm. S-o dus, mă? Speram să ne fi găsit ceva companion sau ceva. Trebuie să ajungem la frații noștri pisici înapoi. Pe aici nu. Trebuie să sărim aici. Și după aia sus. Și după aia sus. Să nu ne electrocuteze semnul ăla. Foarte dubioasă lumea asta. Nu o sperie roboții ăștia și deocamdată nu au părut nimic mai periculos. Sau ceva, mă scuzați, amenințător măcar. Deocamdată pur și simplu ne plimbăm cu pisica pe stradă. Ăștia nu par răi, dar nu poți niciodată să fii sigur. Ia uite, știe pisica ce știe. O, nu! Fug după noi! Să-mi fac pula! Hold left shift to run! Ăștia ne urmăresc! Fix acum așa că nu par răi, mă! Nu uite ce se întâmplă, mă! Fugi, pisică! Fugi din toate lăpusele și resursele tale! Să-mi fac pula, oare? Dacă ne prind, ce dracu se întâmplă? Left arm! Am aflat! Nu, mă!
ne încetinesc și după aia ne dau opera și ne mănâncă coloana vertebrală și murim. Ok, nu vrem să se întâmple asta. Atunci pur și simplu, pur și simplu o să fugim. O să fugim cu mânța. Duceți-vă, mă, dracului de melci. Melci mecanic, să-mi bag pula pe aici pe jos, arată săgeata. Sunteți prea înceți pentru mine, măi. Prea înceți, n-aveți cum. Și naiba, mă, asta e pandemia, ia, mă. Uai, mă prind. Fugi, fugi, pisică. Uai, de pula mea că zis, mă. Fugi, pisică. Păscări în sus, păscări în sus. Asta e pandemia. Între ghilimele care omor oamenii. S-au pus pe capetele lor. Căcații ăștia, mă. Gata, sărim pe aici și am scăpat. Doamne ajută, ce închid. Ce am să spun? Se scarpină pe cap, pe picior, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. O să-ți iau și acum follow me. Dar cine e asta, mă? O fi oare vreun? Vreo pisică robot? Unde am ajuns, mă, la narghilea? Miau, într-adevăr. Hai să sărim pe aici. Să sperăm că nu se rupe cutia asta cu noi. Și încercăm să urcăm, bănuiesc, tot mai sus. Pe aici? Putem oare pe aia? Asta. Nu ne lasă. Atunci, mergem pe aici pe scândură. Nici o problemă, suntem o pisică, un motan de scurcăreț. Pe aici, sari. Așa. Deci, până acum, tot ce putem înțelege din joc este că roboții ăștia sunt amicii noștri și posibil să fi fost și a oamenilor. Mai mult nu știm. Dar măcar acum știm care sunt inamicii noștri și de ce să ne ferim. Că până acum au fost numai urmișunat pe acolo, dar nu ne-au făcut nimica. Trebuie să intrăm. Paci. Unde am ajuns? Mi-amintește de Little Nightmares. Băi, foarte faină atmosfera. Și refreshing, pur și simplu. Să vezi ceva nou așa, în sfârșit. Putem să mergem stânga-dreapta cu... Sau poate trebuie să intrăm înăuntru ca un hamster. Da, normal că asta trebuie să facem. Să o aducem aici. Press left altul meu. De ce aș vrea să fac asta? Și acum aici și acum sus. Să-mi bag pula cât sare, mă. Asta e de apreciat. N-aș putea să sar atâta. Să fac scurturi pe aici ceva. Asta nu cred că trebuie neapărat să facem. Pe aici probabil. Unde sărim? Aici. Merem pe balustradă. Și aruncăm chestii. Hai să fugim. Uai de pula mea să rupe. Nu, nu s-a rupt. O picat ca și nu s-ar fi întâmplat nimica. Pisicile strimisele diavolului. Să mă bată tatăl dacă nu. Prin spate pe aici bănuiesc. Și urmărim lumina. Este un semn făcut de developer. De hai mă paci prostănacule dacă nu te descurci. Să arătăm noi pe unde. Sari, poți să sari până acolo. Sau ți-e frică? Nu, că e cam frică. Urcăm aici atunci și ne aruncăm asta. Gata. Uite ce motan deștept. Ok. Și acum? Merem în continuare pe aici. De ce am vorbit ca Iohannis? Să-mi bag pula. Vă doresc o zi de miercuri normală. Oare sare? Da, hai că sare pântre. Gratii. Am impresia că mă învârt în cerc. Sper că nu. Hai, uite pe aici, probabil. Da. Trebuie să-mi găsesc frații pisici înapoi, mă. Ia uite, paci. Noroc că îți apare space-ul ăla. Câteodată pe unde să sari, că altfel eu aș fi prea prost. Ce s-aude, mă? Mă! Ce s-aude? Era semnul ăla? Eu știu că paci trebuie, numai mă uitam și prin jur să explorez că poate găsesc ceva. Deși nu arată ca genul de joc în care poți să ai collectibles sau ceva. Ok, iau asta. Ok, am oprit. Gata. Credeam că iar trebuie să o punem acolo noi, manual. Mă rog, guralual. Vă rog, careva, terminați-mă. Dar nu în sensul de am omor. Bine, gata. Putem sări direct, mă. Ok. Pe unde dracu suntem, mă? Deci ca ce s-a ascundea Bin Laden, să mă fută Dumnezeu dacă nu. Alo?
sticla asta de vin o mai trebuie cuiva. Nu s-a spart. Perfect. Ok, atunci să mergem în continuare. Ce găsim aici? Desigur, un covor în care putem să ne băgăm pula în el, covor de la Ikea. Fută-te Dumnezeu și cine l-a cumpărat. Na, că așa e o pisică de felul meu. Gata? Ia? Putem ajunge la... Opa, să nu se rupă. Opa. Și opa. Luprit, pur și simplu. Bun. Nici o problemă. Să vedem dacă... Opa! Ia ce scrie mâța. Ce zice mâța? Need help. Data corrupted. Stai că răspund eu acum. Acum mai zic eu care-i treaba de fapt. Body required for download. Body required. Deci e conștiința în PC sau ceva probabil. Sau e un AI pur și simplu care are nevoie de un corp, un robot sau ceva. Enter the door, turn on, find the body. Bă, eu vorbesc oare cu un om sau cu un AI care vrea un corp? Enter the door, zis el. Ușa asta o deschis-o. Bine, mă. Dacă zici tu AI-ului, atunci eu urc. Dar sper că nu ești un AI malefic. Mâncător de pisici. Și acum ce? Uite, acolo trebuie să ajung cumva. Ia să vedem pacii. Probabil. Ce-i asta? A, și scot bateria acum. Nu? Bam. Ceva s-a întâmplat aici, n-am să vă mint. A, uite mă, e jos, acolo mă. Aici trebuia eu să-l pun, ce prostă-s. Și acum numai îl iau pe ăla și-l bag aici. Ăsta de aici. Dă-mi-l, te rog. Gata. Ce motan deștept sunt din nou. Încă două, mă. De unde pizda, măsi? Ok, am aprins. Văd unul acolo la dracu, la care sper că putem ajunge. Dar sunt folositoare, mă, degeaba comentez eu de unghiurile astea de cameră. Chiar sunt folositoare. Unul aici. Aici am zis. Așa, și atunci trebuie să găsim pe ultimul. Care unde să fie, doamne? Să ne folosim de această manevră. Nu. Asta am folosit-o mai înainte. Trebuie să mai fie pe undeva pe aici. Oare pe aici? Space? În cealaltă cameră, probabil, așa-i? Oh, nu mai putem ieși de aici, mă. Nu. Deci undeva prin camera asta trebuie să fie. Ia să vedem dacă aruncăm cutia asta. Nu se află în cutie. În niciun caz. Și nu a avut nici greutate. 0,6 grame au avut cutia aia. Pe scaun pe aici. Pe monitor. Nu-i nicăieri. Este de negăsit. Ia uite mă, e pisică de aia. E pisică de aia cu noroc. Dar nu dă din mână. Înseamnă că ni s-a dus norocul. Uite-o mă, aici era dracu, s-o fută Dumnezeu, mă scuzați. Așa sunt eu mai pocăit de limbaj. Gata, și-am aprins AI-ul. Sau ce-ar vrea să fie și deschid eu cale secretă. E dracu, am ajuns în Harry Potter dintr-o dată, collab. Ce dracul să fie pe aici, un corp de robot. Tu vorbești cu mine mă. Recunoaște, căci dacă nu mă voi căca în al tău cap. Ce poate să fie? O cameră plină de semne. Să încercăm să ne urcăm pe chestii. Sau? Oare reușim? De aici putem să sărim undeva? Nu putem. De aici? Ce e aici, mă? A, uite, aia dacă reușim să o dăm jos cumva. Dar cum? Încercăm să sărim, să merem mai sus de atâta. Nu merem, mă. Trebuie să se poată. Putem împinge asta? Nu putem. Pentru că suntem doar un biet pisic. Să-mi bag pula. Ce neajutora mă simt. Ok, și de pe el sărim aici, uite. Așa, mă. O zis miau, o zis bravo. Gata. Bun. Și asta, aici o să fie capul lui, probabil. Ce asta? Ochii lui. Hai să-i dropăm în cap. Ia. Sau? Aci? Nu mă, înapoi. Hai să-i punem pe cap. Drop. Q, numere. Ok. Nici așa numere. Ăștia, ochii ăștia, trebuie să-i pun cumva în cap, în creier, acolo la el. Ok, atunci în camera asta. În camera asta, aici sus. Aici sus, într-adevăr, sau nu? Stai să încep mai încerc o dată. Ma da, aici ai. Doamne ajută!
Și ce dracu se întâmplă? Trimite pe semnale acum. Da, am reparat un AI. Tare crede că ăsta nu e aliatul nostru. Opa, și se face dronă dintr-o dată. Normal. De ce mai are nevoie de corp atunci? Poate să fie liber așa. Da, chiar e interesant jocul. Nu pot să zic. Prima reacție a pisicii, normal. Na, și acum nu-mi zic că ne urmărește. Să mor tu, nu știm ce zice. It worked, I'm free, thank you. I couldn't believe the cameras, a cat in the dead city. Nu pare rău, mă. I can't remember my name, it seems my memory is corrupted. I've been trapped in this electronic network for too long. I know I worked for a scientist who lived here. For now, you can call me B-12. That's what it says on my exterior. It's dangerous in the dead city, but you seem like you know how to handle yourself, normal. Let's get out of here, follow me. Măcar acum o să avem un companion, not alone. Nice, am privit achievement. The key unlocks the door, I remember that much. Let me get that for you. Bun. Acum o să fie mai ușor, că o să ne îndrume domnișorul ăsta, B-12. Very good. Battery low already, oh no. Come over here. Ce face? Se pune pe spatele meu? Unde? Ce faci, din cap? You're going to have to put this on. Ah, și așa face rost de ghiozdan. Deci ăsta era ghiozdanul meu, mă. De cum stă? Îmi place cum analizează foarte mult comportamentul pisicilor, că am mai văzut clipuri în care le îmbracă, le dă bluze sau nu știu, și chiar așa umblă. Cred că toți ownerii de pisici. This backpack was designed for quadrupeds like you. De cum stă, mă, e real. Is this uncomfortable for you? Un răspuns. Don't worry, you'll get used to it. I've digitized the key and stored it in the backpack. Press tab to open the inventory. Avem key. Examine. Ok, examinăm cheile. Super. Switch item 1, 2. Stop, examine. Ce mai putem face? Atâta. Memories. Nu prea avem. Bun. Easy. If you're even curious about an object, you can show it to me or to others if we come across any. Now let's get out of this flat. Super. Gata, arată-mi pe unde. Uite că deja umblă normal. Dar să ne mai băgăm pula odată în covorul pizdii și după aia plecăm numai. Hai, pe unde fugim? Pe aici? Open. Deschide. Select an item to use. Doamne ajută că nu trebuie să deschid manual ca în 1987. Press the 2 to use the torchlight. Ia mă! Avem lanternă! Să-mi fac pula, use digicode. Bine! 1-2-2-2 1-2-2-6. Să mor tu că nu-i bun. Care erau șansele? Bun. Și atunci, press 2 to use the torchlight. O să găsim codul pe aici? Code 37? Mă trebuie să merem să... Am văzut codul, dar nu-l vedem în totalitate. 3-7-4-8. Nici nu a fost nevoie să aruncăm cana aia cu vopsea. 3-7-4-8 am zis. 3-7-4-8. Bun. Și acum să ne strecurăm pe aici. Foarte fain. Și am ajuns din nou la lumina zilei. Ce după amiază globul. Wow, look at this place. The elevator is in the distance. That's important, I think. I know we need to go up. De ce oare? Dar bine, facem cum crezi tu. Direct în găleată. Hai să pornim. Bă, ce fain. Asta e Plague. Uită-mă cum arată, mă. Ce s-o fi întâmplat cu oamenii ăștia? Roboții, mă. Aia sunt roboți. Plague în sine. E creat de ei, mă. Probabil sunt numai... Poate nici nu sunt roboți, am zis eu degeaba. Poate sunt jumate. Iu, să-mi bag pula. Apare un corp din ala care o să extindă și o să mănânce toată planeta. Dar nu, pentru că suntem noi aici, motanul descălțat. Wait, I remember the outside. It feels like I've been there before. Is this where you came from? I promised someone I would go there. Promised who? This postcard, the mural was painted from it. Let's take it.
Acolo la Mario are să fie finalul jocului. Why do I have these memories? How did they get here? Let's keep going. Cred că da, mă. New memory, recover, 3%. Nici o problemă, lăsați că o să-l facem să-și amintească tot pe săracul robot. Iar acum, aici, prin spate, nimica, așa că, paci pe sus, nu se poate. Pe jos atunci. Bine și paci. Văd acolo ceva, oare un secret? A, nu, nu putem trece pe ăsta. M-am înșelat. Așa că o să luăm din nou găleata. Găleata Express. Și merem. Să vedem cine mai așteaptă în această lume. Uai, urât tip aici, mă. Iu, da, mă, sigur ăștia sunt responsabili. Fute-i Dumnezeu, sunt fel de headcrabs. Din Half-Life. Uai, iar mă urmăresc, mă. Cred că iară vin după mine. Uai, sper că nu. Lăsați-mă în pace, dracului, să vă fută. Uite, uite cum veneau, mă. Ce aia, mă? E un om televizor. Eu v-am zis, The Slums. Omul televizor? Ți frică de mine? Sper că nu invers. O dat alarmă, să-mi bag pula. Ce înseamnă asta? Ființă în viață, în orașul nostru, n-are voie. Ce înseamnă această alarmă? Am văzut un manichin. Ia, ia să-i sperie de mine, mă. Da, mă, ceva nu le convine că sunt eu un om. Mă rog, un om. O ființă. Măcar nu par periculoși, par fricoși, mă. Sau? Uite, mă. Simplu robot, nu știu ce le-am zis oameni televizor. Au capul ăla de cârâtât. Ăsta e boss fight aici. Ăsta e tata lor. Sau e pașnic, mă? Ce ziceți, pașnic sau boss fight? Nu, mă hipnotizează? La ce că s-o dat alarmă de raid aerian, că ori văzut o pisică. Mit. Bun, hai că am înțeles tot de acolo. Perfect. They seem to have their own language. Ah, deci limba lor, mă. You are no Zurg. We are not familiar with your kind. You are welcome in our village as long as you don't eat anyone. Deci la ăștia li frică, mă. De oameni, de oameni. Dar ce naiba s-o fi întâmplat și unde sunt oamenii? Și de cât timp au ăștia control asupra orașului? Dar nu cred că au... Cred că ăștia s-o fie... Se temoare de... creaturile alea mici? Săraci, ce inofensiv pare. Talk to the guardian. You look lost, what do you need? Zice către mine. Opa! W. Îi arăt postcardul. Oh, a picture of outside. Ridiculous. The elevator isn't operational. Everyone knows that it's impossible to leave this place well except the outsiders. But they're all gone now. Except Momo. You can try to talk to him if you want, but he gave up on trying to leave. It's for the best. He lives high up in the building with the orange neon sign. Eu nu văd nimica. Ah, ok. Atunci o să mergem, să încercăm să vorbim cu acel Momo. Press 1 to ask for B2, 12 help. Don't hesitate to call me anytime, I'm here to help. The guardian told us to talk to Momo up in the big building with the orange neon sign. He's the only lead we've got for getting out of here. Deci scopul nostru ca pisică e să scăpăm din locul ăsta. Să vedem oare cum ajungem noi acolo sus, opacia asta. Curiosity killed the cat. Super, mi-au inversat controlele, mă. Că mi-am pus asta pe cap, amu. Mi-a dat achievement Curiosity Kill the Cat. Și cum? Acum rămân pentru restul jocului așa, mă. Q, drop. No, bun. Gata. A fost un timed event, aparent. Ce avem aici? Meat. Ce zice acest domn? Those guys better not drop a paint of bucket again. Or else Cosmo will be ticked off. Deci ăștia o întreagă generație, mă. O întreagă civilizație, vreau să zic. Those guys... Ok, au zis asta. What's that, a bitch? I never heard of that in my whole life. Da, deci nu par prea deștepți. Par numai speriați. Alo? Este cineva acasă? Vă rog frumos să răspundeți. Nimeni. Ce zice?
Are you one of the troublemakers playing with the paint buckets on the roof? Keep your paint away, I'm tired of cleaning my stoop because of your mess. Nu, mai trebuie cumva să ajungem sus, translate. Barterman, Super Spirit Laundry, Grandma Clothing, Elliot Programming. N-avem noi treabă, că nu cunoaștem pe nimeni din oamenii ăștia. Noi trebuie să ajungem la clădirea mare cu neon. Remember. Ce-și amintește? RIP humans. Ok. Humans were the first residents around here. It seems that they're all dead now. What do you think it feels like being dead? I know it's silly coming from me, but... are they actually at peace? Will I be at peace when I die? I don't know what that feels like for an AI. Nici oamenii nu știu, this style, nici știu. I'm sorry, I don't have to break this mood. Ok, let's move on. Bun. Deci memoriile astea, 7%. Nu, cred că o să le construim pe toate, că probabil o să și ascunse. Sau cea. Iată, găsim un sprite. Găsim un sprite, desigur. Take energy. Uite-mă, colat-o. Bun, hai să începem. Se pare că nu pe acolo. Am zis eu, hai să începem, așa e? Ce s-a audit, mă? Hai după lumină. Translate. Nu, că mai fost pacii. Grandma Clothing. Astăzi nu m-a de explorat zone. Un fel de orășel de-a lor. Q. Ce pula mea. A dat inimioară. I do love knitting. So far I've knitted 478 miles of scarves. It's something I have to do. If you bring me some electric cable, I could make you a poncho. You inspire me. But it's not easy to find the right materials around. Nu am. N-am electric cable. Vai, dacă aș putea, dacă aș găsi, să-i aduc la asta, mă. Un electric cable, te rog. Ca să-mi fac un poncho, mă, probabil aș avea skin-ul meu, propriul meu skin. Și acum direct aici să-l găsesc. Ce aici? Domnule. Poate ne dă ăsta? Hai că orașul nu pare mare oricum. Da, nu, asta nu mai putem să zgâriem. Hai să întrebăm pe nenea asta. Tu? Ce faci, nene? Oh, hey, it's you. You do look weird and small, but there's something about you. I feel compelled to pet you, but I won't because I don't understand why. Show item. Energy drink. No, thanks. I'm not thirsty. Asta? Surface? Oh, it's a sensitive subject around here. There are some whose code can understand that concept. There are ones who know... Zici că sunt în clasa întâi și mă să citesc engleză, să-mi fac pula. There are ones who know about the outside, but are too already designed to do anything. Ah, resigned. And then there's the outsiders. Cine să știa, mă? You can imagine how easy they feel. Well, there's only Momo now. Deci tot numai ăla singuri. Hai să merem la el atunci. Bă, nu ies că nu o să avem poncho-ul. Ia? Putem să facem rost de încă o băutură? Poate o să putem să le folosim să mintim pe careva mai încolo. Ia uite. Oh, take energy drink. Bun, gata. Avem două, nu știm ce o să facem cu ele. Din păcate, n-o să avem poncho, nu folosim scara, că suntem motan. Și acum o să dormim un pic. Chiar pot să stau aici să mă relaxez. Pentru roboții ăștia. Dar n-avem timp noi de așa ceva. Asta de ce așa de disperat? Are paralizie în somn. Zurcul ăsta. Cum se numeau. Coincidență că-i cheam așa? Mark Zuckerberg. Un pic horror. Da, s-au dovedit a fi inocenți. Meet, Q, îi sar în brațe? Oare mă aruncă? Da, mă, o să mă arunce. Miau, miau. O, nu, sper că nu s-a enervat, am. Ia uite. A ieșit ăsta cu vopseaua lui. Acum poate o să caut... O să las ușa deschisă, mă arunci și pe mine, te rog. Ups! Atât? Ia! Ce se aude? Da, cred că acum ai deschis workshop-ul lui și putem să găsim ceva în el, să ne strecurăm pe acolo cât timp el curăță. Că așa suntem noi, pisică bulangie. Așa-i? Bună seara, domnule! Te rog să nu mă bagi în seamă, sunt doar eu, o pisică. Ce găsim prin acest shop al lui? Ce? Am luat detergentul? Bine că de toate găsesc, am luat și detergent. Eu ca pisică. Nu, cred că pentru atâta era, pentru detergentul ăsta. Domnule, ce aveți de zis? I'm cleaning the porch of my shop again. Stop playing over my shop, you clumsy rascal. Atâta. Aveți de zis, domnule, tu poți vorbi? Bun, și atunci...
trebuie să găsim calea către sus. Translator, n-am spus, I'm looking for any children to create a guitar to add some ambience. If you find any, bring them back to me. Da, sincer, asta e, e un robot boschetar. Nu mă prea interesează să tu cu ăsta, că pare așa. Ce să tu tot unde, mă? O să merem pe unde n-am mai fost atunci. Nu zic că nu poate fi interesant, dar nu pare vital. Pare un loc în care poți să-ți pierzi un pic vremea. Opa, ce se întâmplă? M-am blocat. Ah, it's okay, you can leave. The guardian said it was not the Zurks. Aici, pe aleea asta, se întâmplă ceva. Ia uite, mint. All the weird stuff always happens to you, mate. I don't dare to leave our village. It's too dangerous. Besides, the guardian is the only one who can open the door. Hai să-i arătăm energy drinks. No thanks. Detergentul. I bet some people will pay it. Da. Ok. Și cui? I left it in the streets and consume it complete. That's crazy. They can eat everything. Ah, surcă să-i lanți, mă. Aia micii. Bun, deci ăștia nu sunt interesați de avuția mea. Și atunci unde, mă? Că-s pierdut. Pe aici n-am mai fost, așa-i? Translate. Puteți să dăm translate și la asta? Am doar ochii de la pixele ăștia. Grow in the dark, you don't need the sun to enjoy the nature. Da, super. Alo? You look lost, what do you need? Energy, no thanks? Trebuie să găsim oameni care vor să plătească. Ce zice? You gave us such a fright, we thought you were a zurg. Ah, ok. Ia uite, vrei? I've heard that the barterman is looking for stuff like that. Ok, unde pula mea e bartermanul? Că aici trebuia să scrie. Fute-maș. Ia, tu ești, mă, bartermanul. Hello, I'm a musician, but I don't have any songs. Super. Poți fute. O, nu, iară. Iară mi-am pus punga pe cap să-mi bag pula, mă, uite-te-a, mă. Că am găsit și al treilea. Probabil o să-mi ceară ăsta trei sau ceva. Ia să-l căutăm. Aici nu. Orașelul ăsta nu e cel mai frumos lucru din lume, n-am să vă mint. Că mă pot pierde în el. Ce e aici? Remember. Am găsit ceva. Memorie la roboțel din nou. Remarkable. Companions have evolved so much. In the early days they were simply AI. Ok. Deci ăștia sunt fel de androids pe care i-au creat oamenii, după aia au venit plaga, oamenii au murit și au rămas numai ei. Now this is all their own. Humans often said that making art is important in desperate situations. These are certainly desperate times. Ok, am înțeles. Bun. Hai să-l găsim atunci pe bartenderul ăla. Cine-i ăsta? Okay. I take care of the plants. The humans improved them so much now. They require very little light. I just add a bit of water and look how big they get. It really is an amazing technology. Săraci, ăștia ce fac singuri pe aici, mă? Barterman în stânga. Ok, dar care-i bartermanul? Să-mi fac pula, mă. Aici oare? Ăsta să fie bartermanul. Inspect electric cable. Hello, I'm the merchant of the market. You give me something, I give something in exchange. It's as simple as that. This is an electric table, the best on the market, ok. I'll change this for a super spirit detergent. Hopa, cam așa ceva. Ia poftim, here you go. Și asta nu a fost degeaba și acum cablurile astea le ducem ca să ne facă poncho. Ce e asta? Ancient relic, a testament of the talent of our ancestors. It will cost you 3 energy drinks, dar păcat că am. Here you go. Ok. Ah, asta e doar o memorie. This is an early model of a companion. Back then, they didn't have any personality. They were just glorified autonomous cleaners. I think it's nice that they eventually mimicked humans. Și totul pe Detroit become human. It's like they missed them. And in a way, they kind of kept them from going extinct. They are good robots. Și aici, ce găsim? Aici mai e ceva, o hârtie care scripește. A, music sheet, cât costă? One energy drink can. Nu mai am. Hai să mergem cu asta e la babă. Dacă mai știm pe unde e baba, o căutăm. Pe aici ai pe sus. Touch, mă. Mă bate ceasul. Nu, a
faci. Unde ești baba? Uite baba, uite, uite-o. Aici așa. Bun, dă-mi un poncho. Desigur. Bun. Ia fă-l încoace. Sper că-l îmbracă direct. Hmm, gain your item. There you go, little one. It will suit you well. Perfect. Și cum îl folosim? Poncho. Putem să-l examine? Show? Hai să-l arătăm la robot. This looks really one. Perfect for a cold robot. Hai să-l dăm la boss chitarul ăsta. Oare ți-i frig, mă? Translate. Elliot programming. Knock on the door and it will open. Ok. Hai să batem la ușă. Funcționează? Sunt mortul că s-o deschis. Ia uite-l. Bună ziua, domnule. Vă rog, răspundeți-mi, sunt eu o pisică. Hai să intrăm. Am intrat așa ca și cum e casa noastră. Ce scrie aici? We are programmed to be slaves, but since așa, days we have a soul. Hope one day the outsiders will find the exit of this hell, Momo. Ia zi, domnule robot, ce faci? You are here for Elliot, he's just over there. Hai să-i arătăm poza cu afară. Some people tried to find an exit in this city. It didn't go well. Unde e Elliot atunci? Take music sheet. Asta o să-i o dăm artistului. Și unde e Elliot? Oare pe aici? Cred că pe aici. Domnule Elliot, bună ziua! Yes, can I help you? Show item afară. You want to go outside? Well, good luck. It's not going to happen anytime soon. Ok, atunci să vedem ce-i mai arătăm. Poncho. It's amazing. Let me try it on. Pentru el era? Cred că da, că am văzut că tremura cumva. Ia uite, gata. Thanks for the poncho. Please come to see me if you need anything fixed. Music sheet. I don't play any instrument, sorry. Ok. Oare îl facem să ne deschidă ușa asta dacă o zgâriem? Să găsim ceva în camera aia. Oare? Găsim? Domnule Elliot. Nu, nu mere. Nu mere. Și nu pare să mai fie nimica pe aici. Ia uite, remember, să-și amintească planta. Pentru ce dracu mai cresc roboții plante? This tree is a scientific marvel. It's remarkable that human ingenuity found a way to create plants and thrive without sunlight. Organic life requires trees to purify the cities around them. Robots don't need it, but they take care of them anyway. It's what the humans would have wanted. Dar și răspuns la întrebare, să-mi bag pula. Unu, iar zgâriem, nu mai zgâriem nimic am de data asta. Aici, am zis că nu mai zgâriem. De ce facem? Opa, am găsit ceva? Ce nu trebuia? Sau? Sau n-a fost nimic special? Bună ziua, domnule! Cu ăsta am mai vorbit, hai să mergem la chitaristul ăla, să-i dăm music sheet-ul. Care unde dracu era? Aici era vânzătorul? Cu ăsta n-am vorbit, așa-i? Alo? We're fortunate to have these items to help us defend the Zorks against the Zorks. The slums has its threats and preparation is key. We came across fake pictures like this sometimes. Deci ăștia, ăsta nu crede că e adevărat. Măi, o să... și ăsta vorbește. Și ăsta vorbește. Look at all these hidden gems in the trash. Pennies from the heaven. Or from somewhere anyway. The blue sky high, imagine that. Deci roboții ăștia îs învinși complet. Trebuie să găsim chitaristul ăla. Oare pe aici mai putem? Să-i dăm music sheet-ul. Ia uite cum am trecut. Foarte frumos. Dacă îl mai găsim pe ăla. Nu, mie nu prea îmi plac chestia asta când te pune să te învârți în cerc, mă stresează. Credeți-mă, dar dacă așa trebuie făcut jocul, ce să fac eu? Asta se plimbă, asta spală. Unde era, mă, chitaristul? Beța, pula ta. Grandma Clothing Elliot Programming. Păi nu-i trecut chitaristul aici, că doare pe lume în pulă de chitarist. Cum dracul nu? Vai de pula mea, și-s pierdut iar pe alee. Aici eram. Ce se aude? Ceva greu se mută acolo. Și iar am ajuns la bunică. Oai, nebunesc, să mă fută Dumnezeu. Gata, l-am găsit. N-a fătut-te în gură. Ia să-ți arăt ce am eu aici. Untitled. 44 de note.
Hai cântă. Hai, hai, hai cântă. Sună ca penultimul coșmar din lumea asta. Du-te mă-n pizda, mă, de aici, mă. Why row me? Why row a fost? Du-te mă, uai, de pula mea, să nu mai văd așa ceva niciodată, mă. Pe aici pe sus, da. Perfect. Și aici? Translate. Ventilation power supply. Bănuiesc că trebuie să o iau. Ca să intru eu pe un power supply, oare? S-ar prea putea. Ia. Da, probabil pe aici. Opa! Unde este, măi, acest Momo? Să bem apă, desigur, din nou. Probabil este și achievement să bei din toate bălțile posibile. Aici pare a fi un dead end. Sau așa mi se pare mie. Mai putem ieși de aici sau am rămas pe veci închiși aici? Asta e viața noastră acum. Nu, nu se mai poate. Aici? Pe geam? Nu. Mă enervează că mă lasă să sar pe ăsta tot că-s prost. A, uite, pe aici, mă. Hai că nu a durat chiar așa mult. Bine că m-a zis data trecută. Aici? Vai, grea viața de pisică, n-aș fi zis. Șamu? Dacă merem, pa cine fute Dumnezeu, mă? Am ajuns exact de unde am plecat. Coaie, unde-i, mă, neonul ăla portocaliu? Fute-mă-aș pe el să mă fut amoiacă. Unde-i? Care-i? Ăla-i? Acolo-i? Bun, cum ajung eu acolo? Pe aici n-am fost. Opa, băga mi-aș pula. Sper că pot să urc înapoi, da? Bun. Pe aici? Pe aici n-am urcat niciodată. Sau? Sunt, uite. E ceva aici? Ceva aici? Asta o fi Momo? Sau nu el? Ia uite. Asta e colorat, nu-i care este. Dar ceva nu știe. Cum suntem noi acolo? Ce nu reușești să faci, domne? It's never going to work, hear me. Why did I let them go? I'm all alone now. Hey you, what do you want? I arăt poza cu afară. This is a picture of the outside, do you want to go there? Well, don't bother, it's a waste of time. It will bring you only loneliness and despair. My friends had this dream too, but now they're gone and I'm all alone. I don't know where they ended up. I tried to contact them, but that, nu știu ce, fucking problem, transceiver doesn't work. My friends and I took notes of our research about the outside. Here, take mine if you really want to go out there. Almost not. You're on your own. I'm down with the outside. Good luck. Momo seems very sad. He misses his friends. Let me check the notebook he gave us. The outside manifesto. We must go outside at any cost. We must protect our brothers and sisters. We must stay away from the Zorks. It is signed Clementine, Baltazar, Doc și Momo. N-aia ce face Doc în viitor. I think we should find the other notebooks. The other notebooks, ce? Ia uite să vedem ce scrie aici. The city has a cylindrical shape of 450 metri. There is a level above ours. The city seems to have a ceiling. If I believe my books, a big blue sky is hidden behind. Deci noi suntem sub pământ cu orașul ăsta. Doamnelor și domnilor, o să închei aici. Sincer, mi-a plăcut până acum, dar acum pe final m-a stresat cu orașul ăsta, e confusing ca dracu și enervant, nu știu, eu mă pierd foarte ușor în jocuri și dacă mă duce într-un oraș care are tavan și zice du-te la ăla, tu du-te la ăla, fă rost de aia ca să-i aduci la ăla, după aia ai nevoie de asta ca să-mi bag pula, mă enervează. Sper că de aici o să fie mai smooth sailing, deși nu pot să promit nimic, ia uite, o bilă. Zici că eu am fost chiar pisica, mă. Da, dar n-am de unde să știu asta. Asta a fost prima oră de stray. S-ar putea să fie diferit de aici, s-ar putea să fie tot întortocheat. Eu sper că e diferit. V-am pupat. Deci scopul meu e să-mi găsesc prietenii și să ajung afară. Sper că v-a plăcut și până data viitoare eu voi măzgăli acest perete.